În seara de festivități a Fundației Umanitare Omenia din localitatea Valea Adâncă, Miroslava, județul Iași, au fost binecuvântate astăzi, 24 februarie 2022, lucrările de înnoire. Slujba aghesmei mici a fost săvârșită de către arhimandritul Nicodim Gheorghiță, starețul mănăstirii Hadâmbu din județul Iași. Din soborul slujitorilor au mai făcut parte protosinghelul Iorest Goraș, secretarul mănăstirii Hadâmbu, părintele Mihai Urdăchescu de la parohia Ezereni, protopopiatul 3 Iași, județul Iași, părintele Andrei Mocanu de la parohia Cucuteni Lețcani, protopopiatul 3 Iași, județul Iași, părintele Petru Tărăboi de la parohia Lespezi, protopopiatul Pașcani, județul Iași, și părintele Emanuela Petrei de la parohia Urșița Mironeasa, județul Iași. Dumnezeu nostru și ție slavă, lăsăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Ai venit în chip, iar om, nu cu năvârcire împrecoșându-ne pe noi, ci dând adevărată tămădurii trupului și zicând, iată, te-ai făcut sănătos și de acum să nu mai greșești. Încă și din plină, ai făcut ochi sănătos și poruncem să te speri, prin cuvânt ai făcut. Să... Și binecuvintează moștenirea ta. La acest moment de rugăciune au participat reprezentanții fundației împreună cu o parte dintre beneficiari, precum și numeroși invitați. Părintele Andrei Mocanu a evidențiat importanța existenței Fundației Umanitare Omenia, care îi sprijină pe tineri pentru viața socială. Serviciile de asistență socială nu fac altceva decât să oglindească aceeași învățătură creștină care ne învață să răspundem la întrebarea: Doamne, te-am văzut flămând și mi-ai dat să mănânc, gol și m-ai îmbrăcat, și bolnav și m-ai cercetat, sau în temniță și m-ai vizitat. Așa că, iată, pentru noi, fundația aceasta este un model de viețuire socială și de determinare să nu fim nepăsători la suferința celor din jur. Membrul fondator al Fundației Omenia, Florin Strugaru, a menționat că ideea de a ajuta tinerii care părăsesc centrele de plasament a venit de la arhimandritul Nicodim Gheorghiță în urmă cu mai bine de 2 decenii. Acest centru este făcut la sugestia părintelui stareț, nu o să uit niciodată, când s-a adresat mie și lui domnul Costică Pasternac, care este lângă mine, cu următoarea expresie: măi, oameni buni, vă văd cu suflet mare. Atunci noi ne-am întâlnit, am vorbit și am zis ce să facem. Hai să facem ascultare, bine, ne-am întâlnit să facem ascultare la părintele stareț și cu domnul Costică Pasternac am zis să facem o fundație. Deci la acel îndemn se vede tot ce este aici. Deci nu numai partea construcției sau ceea ce este aici, se văd și rezultatele acestor tineri care au trecut prin centrul nostru social, se vede munca lor încununată sau munca noastră încununată cu munca lor, cu ascultarea lor, că fără aceste două elemente nu ajungeam la, și ei deopotrivă nu ajungeau la aceste rezultate. Ce pot să spun? La noi... Că avem vreo 15 case făcute pentru ei, am făcut acele botezuri la cei care nu aveau cunoștință că sunt botezați, i-am trecut printr-un liceu cei care nu aveau studiile terminate, i-am înscris, am avut cel puțin 10 care au frecventat liceul de construcții, acestea sunt rezultatele, acestea... Este munca noastră. Arhimandritul Nicodim Gheorghiță a apreciat jertfa familiei Strugaru, Florin și Valentina, depusă din anul 2001 până în prezent. Bine, pentru mine este o mare bucurie duhovnicească, de ce? Fiindcă le sunt duhovnic de peste 25 de ani în această familie binecuvântată, frumoasă, să spun. În primul rând, părinților, fratele Florin Strugaru și soția Valentina, și copiii, de mici copii, i-am spovedit. Și se vede roadele ascultării.
radioascultării față de Dumnezeu și biserică și duhovnicul lor. Și este o mare bucurie văzând realizările. Darul Duhului Sfânt lucrează prin ei și mă bucur că le sunt duhovnic și să văd roadele. Iar astăzi ne-am reîntors să sfințim ceea ce au mai renovat în această casă și instituție și să ne bucurăm împreună pentru roadele care le au. Întâlnim oameni rare ori, să spunem, în cele tale, dacă spun rare ori, să faci să vezi oameni cu suflet nobil, să se îngrijească de cei care nu au nimic, sau chiar de tineri care sunt bolnavi, nevoiași, să-i aducă la starea aceea să aibă unde să-și plece captele și să deja s-a întemeiat și familii între ei. Acești tineri au familie, au casele lor, au, este o mare blagoslovenie și o mare binecuvântare. Nu găsesc cuvinte cum aș putea să mulțumesc lui Dumnezeu că am așa vii duhovnicești. Nu sunt singurii ca din ceilalți fii duhovnicești ai mei de peste 30 de ani, sunt care tot timpul i-am sfătuit să facă ceva pentru comunitatea, satul unde s-au născut, biserici în satele lor și dau slavă lui Dumnezeu. Din nou, repet și mă reîntorc, se văd roadele ascultării. Fundația Omenia desfășoară de mai bine de două decenii o lucrare sfântă și anume aceea de a-l ajuta pe cel căzut, pe cel singur aflat în necaz. Munca întregii echipe nu poate fi răsplătită cu un bun material pe lumea aceasta, ci doar cu zâmbetul de recunoștință al tinerilor care își iau zborul către viață. La fundația din Valea Adâncă, așezată precum o mănăstire pe vârful dealului, tinerii primesc încredere, curaj și speranță. Prin muncă și prin efortul necontenit al întregii echipe de la Omenia, copiii crescuți în centrele de plasament sunt ajutați să aibă ceea ce nu au avut niciodată, o casă și o familie.